din biserică până la sfârșitul veacurilor și vouă, fraților. Dar dacă voi veți tăcea și veți rămâne nepăsători, atunci pietrele vor striga. Să nu lăsăm să strige pietrele. Vorbiți fiecare dintre voi celor de lângă voi, prieteni, rude, cunoscuți. Și mai devreme sau mai târziu, unii dintre aceștia vor înțelege că trăim vremuri de foarte mare sensibilitate duhovnicească, de vremuri în care vor cădea chiar și dintre cei aleși atunci când vor primi pașapoartele cu microcipuri sau atunci când vor primi microcipurile chiar în trupurile lor. Ce este de făcut? Asta întreabă oamenii. Să căutăm răspunsurile la părinții cu viață sfântă. Să căutăm răspunsurile la cei prin care a vorbit același Dumnezeu care l-a luminat pe Sfântul Ioan Evanghelistul să scrie, să dicteze ucenicului său Prohor cartea Apocalipsei. Închei cuvântul meu încercând să pun în inimile voastre această întrebare. Ce să facem? Nu vă leneviți să căutați răspunsuri. Duceți-vă la părinții duhovnicești și întrebați ce pot să fac eu. Suntem puțini care înțelegem pericolul vremilor în care ne aflăm. Cu toate acestea, Dumnezeu este cu noi, Hristos este cu noi, Maica Domnului, Sfinții, Mărturisitorii, mucenicii din închisorile comuniste, toți sunt alături de noi. Dacă avem curajul de a vorbi pentru ca să nu se ajungă să strige pietrele în locul nostru. E momentul ca mănăstirile să vorbească. Și spun diferiți părinți sau stare de la alte mănăstiri. De ce să copiem noi mănăstirea Petru Vodă? De ce să ne luăm noi după Petru Vodă? Nu vă luați după Petru Vodă. Luați-vă după părinții cu viață sfântă, după Sfinții Bisericii, a căror mărturie a primit-o Părintele Justin Pârvu. Și veți înțelege că trebuie să dați o mărturie ca cea pe care a dat-o Părintele Justin Pârvu. Sunt vremuri foarte, foarte grele în care mulți tac. Să aibă curajul de a citi cărțile cuvioșilor, de a se ruga lui Dumnezeu să fie luminați la minte și vor înțelege că tăcând merg pe calea pierzaniei. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru ierarhi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de 25 și 26 februarie, se va aduna pentru a discuta această problemă. De răspunsul Sinodului atârnă modul în care poporul creștin din România va ști să-și exprime protestul față de aceste acte de identitate, în cazul în care Sinodul va lua hotărârea cea bună. În Grecia au ieșit în stradă sute de mii de oameni ca să protesteze cu ani în urmă în fața schimbării actelor de identitate. De ce? Pentru că ierarhii erau cu poporul în stradă. Părinții duhovnicești din mănăstiri au înțeles că e nevoie să vină și să-și exprime protestul față de schimbarea actelor de identitate. Au auzit grecii cuvântul Părintelui Paisie și ale altor părinți cu viață sfântă care au zis: nu primiți actele cu cipuri. Este foarte important să înțelegem că dacă noi vom fi slabi în credință, vom primi pașaport ca să mergem să ne închinăm la Ierusalim sau cine știe unde, ne vom lepăda de Hristos prin primirea conștientă a acestui semn premergător, semnului din Apocalipsă. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca ierarhii să dea hotărârea cea bună. Indiferent însă de modul în care Sinodul va răspunde acestei provocări, noi știm din profețiile cuvioșilor un lucru. Că înaintea sfârșitului lumii, mulți dintre ierarhi
se vor îndepărta de dreapta credință. Dacă Sfântul Sinod va zice creștinilor să respingă actele de identitate cu microcipuri, va lua hotărârea cea bună, vom vedea în aceasta mâna lui Dumnezeu, care ne arată că mai durează, mai e mult până va veni sfârșitul, pentru că avem sinod, avem ierarhi care păstoresc poporul așa cum trebuie. Iar dacă, Doamne ferește, ierarhii vor spune creștinilor să primească aceste microcipuri, atunci va fi, așa cum a zis Părintele Iustin, vremea muceniciei. Fraților, noi nu știm cât va fi până la sfârșitul lumii. Poate să fie 50 de ani, 100 de ani, sau 5 ani, sau 200. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Dar ceea ce știm noi este că aceste microcipuri, care acum sunt puse pe animale, pe deținuți sau pe bolnavi de Alzheimer, aceste microcipuri se vor generale pe deținuți sau pe bolnavi de Alzheimer, aceste microcipuri se vor generaliza, vor fi puse tuturor oamenilor în toată lumea și cei care nu vor primi aceste implanturi nu vor putea cumpăra nici vinde fără ele. Va fi cu adevărat vremea muceniciei sângeroase. Nu știm încă dacă va mai dura mult până atunci, dar ceea ce știm este că fiecare dintre noi, fiecare dintre creștini, suntem chemați la mucinicie nesângeroasă. Așa cum învață Sfinții Părinți. Ce este aceasta mucinicia nesângeroasă? Este viețuirea creștină. Este viața de virtute într-o lume care iubește păcatul. Este viața mărturisirii adevărate într-o lume iubitoare de minciună. Știți că unii Sfinți Părinți au numit monahismul mucinicie nesângeroasă. Și așa și este. Pentru monahii care zi de zi poartă crucea și merg pe calea cea îngustă. Dar pentru fiecare dintre creștini, viața trebuie să fie o mucenicie nesângeroasă. Astăzi, fraților, să punem început bun mântuirii noastre, să lepădăm păcatul, să lepădăm minciuna din viața noastră. Am să închei cu o rugăciune pe care trebuie să o facem toți către Dumnezeu, cerându-i ajutorul, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu, inimile noastre vor ceda. Greutățile vor fi foarte, foarte mari. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, luminează-ne, sfințește-ne, întărește-ne. Trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste noi toți, peste preoți și peste credincioși. Luminează-i, Doamne Iisuse Hristoase, pe ierarhii noștri, să ne călăuzească pe drumul cel bun. Dă-ne, Doamne, putere de a rezista păcatului. Dă-ne, Doamne, putere de a rezista înșelării. Dă-ne, Doamne, putere de a rezista dezbinării. Dăruiește-ne Tu, Doamne, pacea Ta. Dăruiește Tu, Doamne, harul Tău.